Ce ai? Stai îngândurat? A? Trebuia să pui mâna să înveți de la început de la școală, nu de acum. Acum e prea târziu. Degeaba. Ce ai? Spui și ce ai? Suferi? Ce ai, mamă, și tu mă ieși în pace? S-ar putea să trec clasa. Îți zic eu, că văd eu cum fac și trec clasa. Mă murdășuni eu. O era în indian. Ce să faci tu? N-ai văzut aici ce o zis profesoară și domn director? Trebuie să te duci la repetiții în vară. Să faci clasă din alea de proști, de repetenți. Ca să vezi, pune mâna și tu și te curcă. N-ai văzut ce ori? Costache? Costache, ieși afară. Vă închiști și tu fișorul, că nu-i numai fișorul. Din neamul tău prost să tragi. Ce vrei, fă? Drăgușor, du-te la somn. Las că vorbesc eu mâine cu doamna profesoară, că o rezolv eu. O pun eu la punct. Ce-a fost cu gestul ăsta de om prost, e? O pun la punct. Dacă nu, să mă scuipați între ochi. Dă-fă telefonul cu aici. Hai să-l vezi spectat tu că îi sunt flasherii în el. Na, măi, na, sună. Să te văd. El nu te scuipi eu între ochi, de te-l-ați fără lumină. Na. Sună, nu? Bun. Alo? Alo, cine e la telefon? Nu mă lua așa de tare. Auzi? Mă întreabă și nii la telefon, fă. Slăbita, tu, dar tu ești prostă și nii la telefon oare? Îmi spui și nii? Rapă-n. Tu ești handicapatul la telefon. Te-o lua tare, a? Păi știu eu tare în palme de vers, televers. Da, fă? Eu sunt tata lui Drăgușor, cum și nii la telefon. Aoleu, mă sunați tot neamul acum. Spuneți repede că eu corectez lucrări. Vrei să-ți grăbi? Fii atent, eu îl cunosc foarte bine pe bărbat tu. Dacă n-l treci clasa pe Drăgușor, îi zic tot. A, da, mă șantajați acum. Lăsați că vorbesc eu cu domnul director și după aia să vedeți ce facem cu Drăgușor. Vă sună domn director zilele viitoare. Asta puteam să fac și eu. Si? Si? E închis. Să mă suni directorul, da? Da, da, da. Că vreau să vorbesc cu el, că cu tine n-am ce discuta. A rezolvat tot, fă. Costache, oare-i profesorul? Cine-i, fă, cine? E profesorul? Nu, e, nu. Nu-i profesorul, e Vasile. Păi ce vrei cu ochiul ăsta acum? Drăgușor, vezi, sună Vasile. Bă, Drăgușor, vezi că-i Vasile. Ia vezi ce vrei. Dă mamă în coașe. Alo, e, ce vrei? Te mănânc în cur? Drăgușor, a rămas repetent? Da, măi, și eu am rămas repetent, ei. Eu, te rog, nu spui lui mama ta, pentru că mama ta o să zice lui mama mea și ea o să mă omoară. Te rog, da? Păi, Vasile, stai liniștit, ei. Promit. Secret? Mersi. Mamă! Mamă! Vasile, eu am rămas repetent, mamă!